În ședința ordinară de săptămâna trecută a Consiliului Județean Hunedoara, consilierii au votat proiectele de hotărâre care vizează documentațiile tehnico-economice de avizare a lucrărilor de intervenții și indicatorii tehnico-economici pentru drumurile Criscior, București, Almașu Mic de Munte și limită județ Gorj, Valea de Pești, DN66A. Mai mult, bugetul Consiliului Județean Hunedoara pentru infrastructură rutieră a fost suplimentat. Infrastructura e o preocupare constantă a noastră. Calificativul e pentru prima dată când îndrăznind să am responsabilitatea cuvintelor, dau calificativul de bun pentru ceea ce înseamnă parte de infrastructura județului. Mai mult decât atât, am suplimentat cu peste 10 milioane banii pe care îi vom cheltui tot pentru întreținere și reparații drumurilor. Ne-am dorit ca sfârșitul anului 2019, sfârșitul toamnei, că atunci se vede. Deci înainte de a ninge să se vadă investiția în infrastructură. Reamintim că în ședința extraordinară de la mijlocul lunii trecute, consilierii județeni au adoptat alte două proiecte de hotărâre care vizează îmbunătățirea infrastructurii rutiere, respectiv pe drumurile Buceș, după Piatră, Tarnița, limită județ Alba și Hunedoara, Boș, Groș, Cerbăl, Socet, Feregi. La ora actuală, lipsa infrastructurii adecvate reduce cu mult punerea în valoare a obiectivelor de patrimoniu turistice și economice.